Salut, prieteni! Bine ați venit la un nou Pack Opening! Astăzi avem din nou premiile de la Rivals, Champions și Squad Battles și avem și un Team of the Week care arată super bine. Un singur jucător lipsește în această echipă a săptămânii și anume Florinel Coman. Unde este Florinel Coman? EA Sports? Două goluri, două pasă de gol, pasă de gol cu călcâiul și n-a intrat în această echipă. În schimb, am primit balanța și laba. Da, nu-i nimic, pentru că îl avem pe Kylian Mbappé, care plânge pentru noi românii, care nici de data asta n-am primit un jucător din Liga 1 Team of the Week. 90 rating pentru Kylian cu 5 stele skill moves și stats-urile sunt incredibile. Este un card care momentan valorează 1.600.000. Ilicic e vârf, Vela în dreapta, dar alți jucători interesanți mai sunt Fabinho, care a primit un uniform foarte ok. Fabinho, am văzut și anul trecut că a primit câteva carduri speciale și a devenit din ce în ce mai bun. Saul Niguez, la fel, cu un card ok, este un mijlocaș central decent, un jucător care poate fi utilizabil. Bellarabi, viteză mare pentru el, agilitate, are finishing mai slab, dar cu un Deadeye sau un Sniper se rezolvă și aspectul ăsta. În defensivă nu sunt jucători foarte interesanți, pe bancă îl avem pe Pulisic, care a dat 3 goluri pentru Chelsea și a primit acest card de 82. Dacă mai crește... Băi, nu pot să spun dacă mai crește Pulisic. Dacă mai urcă în rating, să spunem așa, ar deveni un card foarte bun. Pe bancă, pe aici, nu prea mai văd vreun jucător foarte interesant. Nu știu dacă am ratat pe careva. Oricum, Mbappé e cel mai important jucător din Team of the Week și sper să prind ceva astăzi, fiindcă am premii bune. La Rivals, rankul 2 în divizia a doua, mi-a adus câteva pachete, dar deci am văzut premii mai slabe decât în divizia a treia, aici la rankul 2 din divizia a doua, 3 mega pack-uri și un jumbo premium gold pack. Mai am câteva pachete de la Squad Battles și cireașa de pe tort, acel 24-6 pe care l-am făcut la Weekend League Elite 3, care mi-a oferă 3 player pick-uri cu câte 5 jucători per player pick, un premium Team of the Week pack cu 3 jucători din Team of the Week pe care îi pot vinde și un jumbo rare player pack. Și astea sunt importante, player pick-uri. Aici mi l-aș dori foarte mult pe Kylian. Ar fi extraordinar să-l pun acolo în stânga în echipa mea. Dar v-aș mulțumi și cu un Bellarabi sau să spunem un Pulisic pentru a-i pune pe banca de rezerve. Da, cine știe, să vedem ce va pica și Fabinho. M-ar ajuta destul de mult. Vom afla imediat. Să vedem primul player pick. Doamne ajută! Și nimic. Pulisic, cu siguranță îl voi lua pe el. Este bun de super sub. Ia uite, balanța la bala fix. Dacă era Florinel Coman acolo, aș fi fost cel mai fericit, dar asta este. Pulisic, am văzut că a mai fost lume care s-a întrebat de cine a intrat Messi Team of the Week. Se au rezultate doar pe săptămâna trecută, așa că Messi, mă gândesc că are o șansă să intre în următorul Team of the Week, dând 2 goluri și 2 pase de gol. Al doilea player pick. Încă 5 jucători. Hai ei! Nu. Nimic. Chiar mai slab decât primul. Mitrovic, Perez, Vida, Balanța și Bakayev. Nu prea am ce să fac cu ăștia. Îl voi lua pe Perez, deși nu mă ajută cu nimic. 2 jucători de 82. Și mai e un singur player pick. Deja nu prea mai cred că poate pica ceva. Incredibil, dar adevărat. Senzațional. În culu o să fie din serie A. Și asta primești pentru Elite 3, oameni buni. Asta e, îi trimit în club. Mai sunt pachete, mai sunt șanse. 8 pachete la store, din care 2 sunt incredibile. 2 jumbo premium gold pack-uri de la Squad Battle, sunt încă unul de la Rivals. Am 3 astfel de pachete. Hai să le deschid pe fiecare în parte, să vedem dacă o să fie vreun jucător de 86+. Continuare cu tematica Halloween și e prea rapidă animația ca să fie ceva. Jucat central de la Spurs, Wings. Pe Wings îl dau cu 750 și restul o să-și ia cu Excel. Am nevoie de coins, mai primesc contracte și tot felul. Da. Teribil acest pachet. Mai departe încă unul. Poate unul dintre cele 3 va fi mai norocos. Ultimate Scream. Și din nou nimic! Spectaculos! Left back, Nacho Monreal, din Spania. Stefan este din Bundesliga, astfel că valorează undeva la 450, dar iar sunt jucători care sunt foarte aproape de Quixel, un antrenor mexican pe care l-am mai văzut în edițiile precedente de FIFA.
Opel Arena și kitul de la Guadalajara. Încă 3.000 și mai avem un Jumbo Premium Gold Pack, după care vom avea pachete mai bune. Da, acestea n-au fost bune deloc. Sunt pachete care valorează 15.000 bucata. Fan Mata. N-ai ce să iei pe Mata. Mario Gomez, undeva la 550 de coins. Și în rest, Quick Sell. Mai bineînțeles consumabilele, un Fabrizio. Ok, încă 2K. Hai să spunem 3 de pe acest pachet. 3 mega pack-uri, după care am pachetele de la Weekend League. Interesant, am primit o tonă de mega pack-uri și Jumbo primul gol pack-uri. Poate din mega pack prin ceva. S-a întâmplat în edițiile precedente să prind ceva din astfel de pachete. Bosnia Herzegovina, în dreapta, e Vișa din Turcia. 84. Are un card bun, Vișa, 88 pace, 84 dribbling. Este 2100, un preț foarte bun, cel mai bun jucător care mi-a picat până acum, Vișa, 84. João Mario, Fraser, o să le dau cu Excel și acestor badge-uri, încă 4K din Quick Sell. Încă 2 mega pack-uri. Mai sunt 4 pachete. Ăla Team of the Week e important. Dacă prind ceva foarte bun de acolo, pot să scot mulți coins din acest pack opening. Un Fabinho se vinde cu 200 și ceva de mii. M-ar ajuta maxim. Din mega pack avem Perin. Al doilea mega pack aduce jucători mai slab decât primul. Și n-am ce să fac cu ăștia. Din nou, se duc jos acolo. La duplicate, Borja Valero, jucători pe care i-am deja, așa că o să le dau cu Excel. Încă 5K, ușor, ușor. Și mega pack-ul termină aceste premii de la Rivals și Squad Battles. N-am prins nimic din aceste premii. Bakayoko. Și dar de la Rivals, nimic special. Dar am premiile de la Weekend League, pentru Elite 3. Dacă din player pick-uri n-am prins nimic, se poate întâmpla să iau ceva din aceste două pachete. Jumbo Rare Player Spec aduce deseori jucători walkout. Uși negre. Animație bună până aici și o să fie doar boards. Fundaș central, Etafe, Egene. 83. Dezastru. N-am deloc noroc la FIFA 20 la pachete până acum. Doamne, ce se întâmplă aici? Gene pe la 900, ăsta tot, tot cam așa. Un jucător pe aici care se vândă mai scump, nu prea e. Da, n-am ce să fac cu băieții ăștia. Le dau cu Excel, nu mai stau să văd cât costă. Dezamăgitor, dar poate prind ceva din acest ultim pachet. Ultimul să fie cu noroc. Premium Team of the Week Pack, primul meu pachet cu 3 informi în el. Hai să vedem. Boards. Nu se poate! E în... cine e ăsta? Toko Ekambi, oameni buni. Aoleu! Toko Ekambi. Mitrovic și Balanța, Dumnezeule. Da, cu Excel, ce să mai mult? Cine-i cumpără pe ăștia? 30 de K. Băi, nu cred. 3 informi. Și au fost informi sub 82. Da, superb. Ei bine, acesta a fost pe opening-ul săptămânal. N-am prins mare lucru. A fost o luptă mare de tot să ajung până la acest rang de Elite 3. 24 de victorii și 6 înfrângeri. Nu e ușor să faci recordul ăsta la Weekend League, însă n-am fost premiat de ei cu mai nimic. Sper că v-a plăcut totuși acest pe opening și în continuare sper să vină și mie norocul la un moment dat, cine știe. Echipa mea trebuie să rămână cam așa, nu prea am ce să îmbunătățesc. Poate îl iau pe Varane în loc de Ramos, dar îmi place foarte mult cum merge Ramos acolo. Și s-ar putea să mai strâng pentru un Son. Son vârf ar fi interesant în loc de Ben Yedder. Dar probabil că echipa rămâne la fel ca săptămâna trecută. E o echipă decentă, mi-a plăcut cum s-a mișcat. 4-2-3-1. Ori Ben Yedder, ori Griezmann vârf. Dar îi mai schimb între ei, depinde de feeling. Și mijlocul cu Pep și Ducure a fost destul de solid. Nu-i rău, mi-am făcut o echipă cât de cât bună. Cam asta a fost, nu uitați să dați un like acest tip pe opening dacă v-a plăcut, deși n-am prins nimic din atâtea pachete. Da, cam atât. Pa, pa!